Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. De aceasta, Romano-Catolică are un nou episcop. Despre această, cum să spun, nouă numire, despre încotro se îndreaptă Biserica Romano-Catolică, și vorbim aici pe plan local. Discutăm astăzi cu preotul Adrian Blăjuță purtătorul de cuvânt a Episcopiei Romano-Catolice. Lăudat fie Iisus, Părinte! În vecii vecilor, Amin a spus un nou episcop, e adevărat, Papa Francis, sâmbătă, 6 iulie, a numit un nou episcop pentru dieceza romano-catolică de Iași, în persoana monseniorului Iosif Păuleț. El, până astăzi, până în zilele acestea, a fost, din 2010 paroh al parohiei din Suceava, a comunității catolice din Suceava și decan sau protopop de Bucovina. Uh -huh. Iată că vine această veste de la Vatican, această numire făcută de Papa Francisc și totodată în această zi de 6 iulie, sâmbătă trecută, a fost acceptată și scrisoarea pe care preasfințitul Petru Ghergel a trimis-o în 2015 atunci când el a ajuns la vârsta de 75 de ani atunci a înaintat această cerere de retragere de la oficiul de episcop al diecezei romano-catolice de Iași, adică de la a fi conducător al, al episcopiei și atât după mai mulți ani vine această, acest răspuns acceptare, din papă, acceptarea uh... din partea Sfântului Părinte de altfel, așa cum spunea și preasfințitul Petru Ghergel, el rămâne în continuare, bineînțeles rămâne episcop pentru că este episcop, rămâne pentru vecie, Correct, pentru că da. a fost consacrat, dar papa l-a numit pentru această perioadă până când noul episcop va intra... În și drepturi. va lua în drepturi, adică prin consacrarea lui ca episcop și atunci când va primi cheile, putem să spunem, Diecezei Romano-Catolice de iași, rămâne în continuare episcopul Petru Gherghel ca administrator apostolic. Aici este un lucru foarte interesant. De ce? Pentru că părintele Gergel el rămâne episcop emerit, nu? Sigur că nu. Da. Dar în această perioadă trebuie să asigure interimatul, cum se spune, de ce? Pentru că este. Dacă nu sunt, și sunt alte. alte Oficii de ofici, conducere? Da, de conducere. Hai, odată cu numirea noului episcop pe care a făcut-o Papa Francisc, au încetat acele oficii de susținerea episcopului mm -hmm. da? de conducere a episcopiei romano-catolice de Iași, iar episcopul Petru Gherghel, acum administrator apostolic, este cel care asigură conducerea, administrarea Episcopiei de Iași, și dar nu mai, mai sunt celelalte instituții. Na. Nu mai există uh, Consiliul uh, care îl ajuta pe, pe episcop, nu mai există Consiliul Presbiteral, pentru că acestea încetează. Noul episcop, atunci când va intra, după ce va fi uh, consacrat episcop, Monseniorul Iosif uh, Păuleț, el va fi cel care va uh, reface aceste oficii. oficii consilii poate să le refacă pe acelea care sunt deja făcute cu persoanele respective sau poate alege persoane noi în aceste consilii. Ați spus că până la consacrarea noului episcop, când va avea loc consacrarea noului episcop? După cum am stabilit, după cum s-a stabilit, va fi la 6 august în sărbătoarea schimbare la față a Mântuitorului și la ora 10 jumătate la Catedrala Romano-Catolică din Iași. Așadar, atunci va fi consacrator Sunt al noului aștept. episcop, episcopul diecezei care a fost până, până în aceste timpuri, episcopul da. Petru Gergel, iar co consacratori vor fi în Ioan Robu de la București și preasfințitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iași, sigur în prezența anunțului apostolic în România Mauri Buendia, pentru că el de fapt este cel care a menținut și menține întotdeauna legătura, mă refer la arhiepiscopul, la anunțul, la anunțul apostolic este cel care menține legătura cu Sfântul Scaun, este cel care a coordonat, să zicem, aceste proceduri, proceduri de alegere da. a noului episcop și este cel care, spuneam, face legătura cu, cu Sfântul Părinte. Părinte, după consacrarea noului episcop, putem spune că dieceza romano catolică are doi episcop, nu un episcop emerit, în persoana Părintelui Petru Gherghel și în Noul Episcop. Ce va face Părintele Gherghel? Dacă o luăm așa cu episcop, putem să spune că în, în dieceza romano catolică de Iași vor fi trei episcopi. Doar că trebuie să le aranjăm un pic. Noul episcop, cel care va fi consacrat la 6 august și va fi episcopul titular al episcopiei romano-catolice de Iași în persoana monseniorului Iosif Păuleț. El va fi cel care va administra dieceza romano-catolică de Iași cu titlul de plin. Da? Da. Va fi conducătorul, va fi păstorul diecezei de Iași continuă, bineînțeles, și preasfințitul Aurel Percă să fie episcop auxiliar de Iași, așa cum a fost uh, numit, deci, dar nu uh, este, el depinde de episcopul titular, cel care va fi. Iar preasfințitul Petru Gergel prin acceptarea renunțării sare și prin numirea noului episcop, el devine episcop emerit al diecezei romano-catolice uh, de Iași. Uh, nu va mai avea această funcție de conducere. Nu va da. mai avea oficiul de episcop al diecezei Romano Catolice de Iași, dar uh, rămâne în continuare, bineînțeles, episcop pentru că este consacrat, dar uh, noi vorbeam cu uh, prea sfinția sa, putem să spune că va avea mai mult timp să facă da. <laughs> sigur <laughs> să se uh, pentru că nu va mai avea această grijă administrativă, da, Corect, a da. conducerii diecezei. Uh, iar bineînțeles, el va locui după cum va voi în dieceza de Iași, de fapt el este cel care hotărăște unde Bun, și, și a, cum și a anunțat cumva intenția după dacă va rămâne în Iași, dacă va Sigur, e, e... sa este cel care, care va decide, care va... Da, mi se pare, mi se pare absolut firesc. Acum Decide. Aș vrea să vă întreb un lucru pentru că numirea unui nou episcop după consacrarea lui poate presupune că are, noul episcop are o altă viziune despre rolul și ce trebuie să facă aici pe pământ. Uh, va fi ceva schimbat față de viziunea preasfinției sale pentru Gherghe. Noi acum nu știm. În momentul în care s-a stabilit și s-au făcut aceste proceduri de alegere a noului episcop, au fost mai mulți preoți care au fost nominalizați, care au fost propuși, iată la Papa Francisc au ajuns acești preoți Propus și uh, spuneam că este o întreagă procedură în acest uh, caz, dar uh, cu siguranță și uh, Nunțul Apostolic și uh, Sfântul Părinte Papa Francisc, de fapt el este ultimul care dă uh, această numire, da. nu? uh, a avut ceva în vedere. <laughs> adică, atunci când l-au ales pe uh, Monseniorul da. Iosif Păuleț. Cu siguranță, așa cum vedem și în ultima perioadă, Papa Francisc preferă um, păstori, sau mai bine zis, persoane care s-au evidențiat prin uh, prin grija față de comunități, prin predică, prin faptul de a fi părinte, de a fi apropiat de oameni, de a fi umil, da? pentru că și în persoana Monseniorului Iosif Păulescu, cu siguranță cei care îl cunosc, cunosc umilința lui, predicile sare care merg la inima oamenilor, pe unde a fost, a să fie foarte atent cu oamenii și este și deschiderea față de Biserica uh, or, Ortodoxă. Mi-aduc aminte, da. el a fost la Onești la un moment dat, uh, paroc și acolo a fost protocop decan de, de Onești și au fost niște întâlniri superbe între Biserica uh, Ortodoxă și ortodoxă cea, cea, -catolic. cea catolică acolo. Da. Sunt multe, de multe este, elemente este care este au fost... Este și mesajul uh, care Papa Francis l-a transmis. Mergem împreună. Să mergem împreună. Este e clar că aceasta va fi direcția spre care se va îndrepta și Biserica Romano-Catolică, și sunt convins că Dar și biserica. știți cum Ortodoxă? se spune, uh, pleacă ai noștri vin, vin tot ai, ai noștri, vin tot ai noștri. Așa Pentru este. că, așa, mie îmi place să amintesc acea imagine despre care vorbea Papa Francisc, întrebându-l, fiind întrebat la o conferință de presă, dacă nu mă înșel, cum este legătura dumneavoastră cu uh, sanctității voastre cu Papa Emerit uh, Benedict al XVI-lea și a spus, este ca legătura unui uh, nepot cu un bunic și are atâtea de, de de învățat și de sfătuit și eu apelez deseori la el. Eu cred că preasfințitul Petru pentru Kierkegaard, dacă putem să uităm așa, va, avea, va fi ca un, ca un, ca un bunic ca un bunic, ca un bunic pentru, pentru toți, da. pentru toți, pentru că are această experiență și cum să vă spun, ar fi ar fi un păcat să nu profiți de experiența prea Sunt 41 de ani de când 41. este la cârma aceste dieceze romano-catolice de iași, în această zonă nord-est a, a României. România. Cunoașteți vreun episcop care să aibă o activitate atât nu. de îndelugată? Nu. 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 E adevărat că uh, preasfințitul Petru Gergel mai întâi a fost uh, numit în 78 de către Papa Paul al VI-lea. Ca administrator, ca ordinarius al, al acestei dieceze, iar abia în 1990 a fost numit, numit episcop, episcop și da. consacrat, apoi episcop, și a, a condus astfel. Dar a fost la cârma diecezei atâta timp, este noul episcop numit, va fi al șaptelea episcop titular. Aici, la diecezei Romano-Catolic de Iași. Vreau să vă întreb uh, și mai vreau să amintesc vă rog, vă rog. că uh, este o episcopie nu tocmai bătrână sau uh, nu are prea o istorie prea mare. Abia în anul 1884 uh, a fost înființată episcopia, sau mai bine zis Dieceza romano catolică de Iași uh, și atunci a fost un episcop. Primul episcop este uh, Nicolae Iosif Camili. Atât de-a lungul timpului da. au fost mulți care s-au perindat. Trebuie să amintim iarăși de vrednicul, martirul nostru, episcop Anton Durcovici. Care, de fapt, a, și a fost canonizat care exact, a aici. Exact. Bun, eu vreau să vă întreb un lucru, pentru că se face consacrarea episcopului, noului episcop. Este de așteptat să vină credincioși din. Toată zona Moldovei, nu? Sigur că da, pentru adică... că va fi noul păstor al Diecezei Romano-Catolice de Iași. Și, bineînțeles, în preajma acestui eveniment vor fi făcute rugăciuni în toate comunitățile asta catolice. Să vă Există o, o, cum să vă spun, o, o, o serie mobilizare, de azi, mobilizare sigur, o care în privința este asta. înainte de Sigur că da, hmm. ne vom ruga pentru noul episcop, îi vom cere lui Dumnezeu aceste haruri pentru el ca să conducă această parte din biserica încredințată lui pentru a fi și repet ceea ce iarăși spunea presunțitul Petru Gherghe, pentru a fi în continuare o turmă și un păstor, a fi uniți da. în jurul noului păstor care va fi în, în dieceza de Iași. Vor fi rugăciuni la liturghie, la toate liturghiile vor fi rugăciuni speciale, dar și în alte momente. Va fi o veche, o priveghere de rugăciune în preajma acestui eveniment al consacrării și oamenilor li se va aminti importanța păstorului, a episcopului într Dieceza. De aceea, acel moment va fi pregătit, pentru că e important să. Este foarte, într-adevăr, este foarte important acum să te și mă gândeam, presupun că toți pelerinii care vor veni vor încăpea la această ceremonie. Vor, vor putea, fără să fie sigur, probleme, nu? Dieceza, dieceza, Romanul Catolic, de ea, este a doua camărime în România. Aproximativ 200.000 de mii de credincioși cuprinde această dieceză. Clar că nu vor veni toți la iași. Noi suntem. Cei poate, care, vor putea dar veni. care vor putea? Vor veni. Va fi cu siguranță acest eveniment transmis și prin mijloacele de comunicare sociale, dar și prin, sigur, diferite canale. Sigur, exact, de, da, de pentru de cei comunicare. care nu ce vor reuși să ajungă aici. sau. Dar va fi iarăși un moment istoric pentru dieceza noastră de iași. Acum stăteam și mă gândeam, anul acesta, deceza romano-catolică deja deci are două momente istorice. Prima vizită a sanctității sale Papa la Iași, era unui nou episcop și ridicarea la, la episcop uh, consacrat nou da. a uh, presinției sale Petre Gherlu. Credeți că până la sfârșitul anului vor mai fi astfel de momente. Noi <laughs> nu știu, oricum, am, am fost uh, surprinși Așa, cu niște minuni pe care le-a făcut Dumnezeu pentru dieceza noastră de Iași, de fapt, vei și venirea Papei Francis. Mi-aduc aminte, timp de 5 luni de zile am pregătit acest moment, am trăit momentul Așa. împreună cu Papa Francis, ecourile au fost extraordinare și un merit deosebit îl are preasfințitul Așa. Petru, Petru Gergel, da. cel care a fost, să zicem... Uh, coordonatorul uh, așa da. general este, este, este de vedere. Este momentul de vârf. Uh, putem să spunem, putem Chiesa. să da. spunem că este un moment de vârf să-l ai pe păstorul universal al bisericii în dieceza ta, să reușești să, să ai o, o, un astfel de moment, o astfel de sărbătoare, putem să spunem că este o încoronare. Dar dacă stăm și ne gândim, prea Petru Gherghe a avut multe lucruri, un rol în dieceze. Imaginați -vă în de ani? Imaginați-vă în timpul comunismului, cât de greu era să ridici biserici. S-au ridicat biserici, parohii noi care preoți care au fost încurajați da. să mergă da, mai departe și nu mai zic după, noi uh, chiar avem în vedere că după 90 el a fost cel care a creat aceste oficii de ajutor al, al, da, al Episcopului de Cezan. Nu mai zic instituții de învățământ, uh, celelalte uh, opere care s-au făcut. Este cât se poate da. declar că Deceza, romanul catolică îi datorează enorm în sale pentru Gherghe. Mulțumim foarte mult pentru participare, părinte. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii pe 6 august. Puteți să participați la consacrarea noului episcop al diezezei Romano-Catolice din Iași. Până atunci, cele bune, la revedere.